No, bună ziua! Uitați ce a primit astăzi mami. Un leandru. Îl pun aici în grădinuță că mi-e frică de câini. Până se obișnuiește cu el. Au venit la noi fetele de la Marco Galben. Bună Bună ziua! ziua! Fetele, noi, ca de obicei, ne prindeți în offside, ne pregătiți. Noi, aveți câine, aveți un sore. Avem. Văzut? Am fost plecat cu mami la cumpărături, pe la Selgros și la Metro. Nu Metro, Dedeman, unde îi soțul. Uite, Natalia, ce primit! Ia, ce fain! Super! Ia, cu Lion King! Super! Spune mulțumesc! Nu trebuie să spună mulțumesc. Dar cum Ba, să trebuie, cum să nu? E fată Maria, poate și să spună creioane? mulțumesc. Mari? Avem creioane câte vrei. I-am cumpărat și creioane, dar zic la copil, ia tu prețul de pe ele. Aha, și probabil le lăsă pe masă. Ah. Ăsta e fiul meu ăla cât tati. Ah, mă, uită-te, tu ce... E timp de prințesă. Îți dai seama ce... Și astea știi să le faci, știi să faci puzzle. Eu mai spun. Când e făcut, ne trimiți poză, cu pe tati să filmeze, da? Să vedem cum l-ai făcut tu, ok? O, oh, să facem două mișcări. Băi, ce-i plăceau la veu când eram mic. Cine avea? Fazelele. Am un pare de smochine și sărățele. Mulțumim. Aici știi ce e? Plastelină Dar colorată. ne-ați nimerit cu Leandru. Aș nimerit-o pe mami cu Leandru, da, că de mult s-a dorit. Am auzit-o. Mario, nu știu, eu n-am auzit. Am auzit-o când a zis că vrea să cumpere în piață. Da. Și am doi, tata scări la mine la bloc și nu înfloare că n-am lumină. Okay. Trebuie pus pe soare. Ghiveciu pus. Aici am gândit amândouă. Mario, trebuie să pun pe soare mami acolo, nu-i bine unde l-ai pus. O să-l pun, o să-mi rându eu. Pe soare placem? Da. Da. Și roz, știi tu că face flori? Ma. Roz? Deci da? Noi acum da. Suntem la faza cu găluștele noastre, la faza de început. Absolut nicio problemă. Nici. Vă servim prima dată cu o apă, un suc, ce doriți. Da, mai vorbim, mai odihnim. Da. No, dar cum? Vine tati, vă face aici atmosferă. Purica, iar l-ați trimis de aici. Păi n-ai văzut cum era îmbrăcat? No, dar pe bune, că noi stăm în costum la noi acasă. Cum să fie pe căldurile? Pun un pic pe pauză. E ok. Mami face aici jumeri, dar n-am apucat să o filmez, dar jumerii le-ați văzut voi. De atâtea ori cum să fac. De data asta e mai goală oala mea, crașița mea. Că nu fac așa multe. No, bun, pun pe pauză. Așa. Ba, de la play, cum se cheamă? De la sărățel, am trecut lucru la... manual. Deci fetele nu au pace, ei de trebuie să lucre cu mâinile lor. Dacă nu fac sărățele și prăjituri, să face aici plastelină. Da, sigur. Știi ce am spus că trebuie așa ceva cu care aia să se joace, o bucată de... Da, plastic, da, de plastic. Și acolo se joacă. Cum e covorașul ăla de silicon ce folosim noi la... Exact. Da, 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 și ăla e bun. Da. Și atunci acolo stă pe masă sau în jos și acolo se joacă. Da, 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 da. Bravo. Uite, uite-o cu banană. Uite, bravo. Bravo, Natalia. Banană. Uite-o pe mână. Super. Uite așa. Bravo, Natalia. Hai, Natalia. No, fetele, acum vă lăsăm 10 minute. 15 minute, după aceea... 15 minute mai au să crească. Și după aceea când facem, poate veni și voi acolo să vedeți cum să face între timp, ați mâncat jume. Ce să mai modelăm? O să le ce să mai modelăm? Nu vrei să vă dau suc în afară de apă? Nu, nu, bem suc. Cine bea suc? Unde să vezi? Ce-o trăiți? Știi că și eu am început să beau numai apă. Nu-s bune, numai cu da. Colorant, cu îngulcitori, cu... Vrei apă cu lămâie? Nu, uite aici, apă de izvor. Da, apă și am lămâie. 2 litri. Lămâie bio, vrei? Nu, te deranja, tu te faci treaba. Îți aduc. Vezi că e aici bunica, dacă îmi trebuie ceva, nu, dar nu prima dată înapoi din casă. Okay. Vă lăsăm. Forța. Și dacă vezi prăjitură, este în frigider? Nu. La cafea, nu vreți? Nu, nu. Ce facem cu alba asta? Ce putem? Și am revenit aici.
vă arăt ce a lucrat Natalia împreună cu Eva și cu Mari. Nu, ele două, nu. Da? Eu nu am dat indicații. Ok, acum nu mă filmez un pic șumerile. Așa, poftă bună. Mulțumim. Și după aia trebuie să vorbim. Da. Oamenii întreabă de dieta ta. Ia, uitați-vă nu, dieta. Nu, nu, mănâncă liniștită și după aia vorbim. A sosit momentul să o interogăm pe Mari. Mari, explică-ne. Uitați care e secretul. 2 litri de apă pe zi. Cum spun la televizor. Nu chiar, dar când beau și mai mult, deci beau. Ok, dar cum se numește dieta asta? Cum se numește dieta? Stai să spun așa, stai să spun ce n-am în cap, că e mai simplu. Zahăr, deloc, zero, 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 zahăr. Okay. Dar n-am băut nici sucuri și cu îndulcitorii ăia. Nici ketchup. Deci, da, zahăr, ulei. N-am mâncat și mezeluri procesate, salam, parizer, prostii din astea, iar n-am mâncat absolut nimic. Nici pâine? Nu, nici pâine. Numai din aia, știi tu, pâinicile alea prăjite, da. Și aia mai mult dimineața. Am mâncat așa ceva. Așa ceva pâine? Da, da. Așa ceva. Pe cereale? Da, da. Prăjit în untură, deci în rest. Am mâncat cam tot ce-o venit la rând. Dar n-ai mâncat deserturi, nimic? O zahăr, nu. Da. Paste am mai mâncat. O dată, de două ori pe săptămână. Dar stai să spun. Orez, mămăligă? Da, am mâncat. Dar niciodată mai târziu de 7 seara. Deci okay. Și asta. Și fructe dulci iar n-am mai mâncat. Numai citrice. Numai okay. Grapefruit, rodie, kiwi. Deci n-am mâncat struguri, pepeni. Nici struguri? Nu, acum nu poți. Ok. Nu, da, uite, așa ceva am mâncat gătită. De unde ai găsit tu dieta asta? E pe internet. Și cum se cheamă? Se cheamă o chestie care o bei, un lichid, Regenor. O doamnă m-a mai auzit când ți-am arătat ție odată la noi. Okay. Ții minte, ăla ce... Deci prima dată e pentru imunitate, detoxifiere și al treilea e slăbitul. Ăla, bei 15 ml. Regenor îl cheamă. Regenor, da. Și nu știu, ăla cred că taie pofta de dulce, de... Nu știu, mie m-a ajutat, clar. Deci mie chiar mi-a dispărut pofta de dulce. Deci se găsește pe net. Da, se găsește la firma care să faci comandă. Când vii odată la mie la patiserie, ți-l arat. Okay. Că e în frigider. Și ce gust are? Acru? Foarte bun. Nu, n-are nimic. Ar trebui să iau și eu. Dar are zahăr în el. Ești tare de tot, bunica. Dar mie nu place că-s grasă. Din ce s-a deschis făcut? Lapte praf și zahăr. Da, da. Lapte praf și zahăr. Tot ce timp e. Ok. O doamnă m-a mai auzit și a venit, mi-a spus că și ea o ținut și o slăbit 15 kg în mai mult timp, mai scurt timp ca mine, nu mai ținut după aia. Ok. Și cât timp mai vrei să ții? Nu știu, până mă plictisesc. Că ce vreau să spun, că așa mă uitai la perele alea din curte, cu dulcele nu am treabă, dar cu fructele parcă mi-e poftă. O pară, un pepene, o felie, știi? Nu... Deci nici pere n-ai mâncat. Nu. Fructe dulci, nu. Grapefruit, kiwi, rodie, da. Greu. Nu e greu, să știi. Uite, nu... Dar nu... fructe... Nu știu cum n-am murit. Uită-te la mine. Dar dă-le încolo de fructe. Acum, pentru un strugure să fie gras. E dulce. Sau pentru un da, pepene. Da, arăză nu mor eu așa să da, dacă mâncă o rodie, dacă mâncă un grep, ce are? Limonadă cu rodie, cu mentă, cu lămâie, tot felul. Da. Okay. Și mie aia mi-a fost simplu, pentru că am mâncat și-o mâncat și restul. Deci am gătit pentru toți, știi? Că eu am mai ținut nu știu ce regim, dar trebuia să-mi fac numai la grătar, numai fără ulei, fără nu știu ce, nu prăjit. Și mi-era complicat să-mi fac tot ceva două feluri. Ceva mai deosebit. Da. Și oricum și de ăla, când am ținut, am slăbit, când m-am lăsat,
Dar în loc de ulei ce ai pus? Și ai spus că iară n-ai mâncat. Păi acum vreau să întreb. Untură. Deci prăjiți în untură tot. Da, un soare în loc de ulei. Pită cu un soare și cu roșii cu... A, bine, ați dar auzit? nu pâine normală albă. Din aia neagră. Da. Ai spus parcă că iară nu ai mâncat tot ce e alb. Da, uite, nici brânzeturi n-am mâncat. Uite, da, nici brânzeturi, lapte, brânză. Deloc. Am uitat, am omis să spun. Nici brânzeturi, nimic. Îi voie numai de soia. Ok. Brânză de soia, lapte de soia? Da. Sau de lapte cocos, de migdale? De cocos. Smântână de cocos. Uh-huh. No, de lactate nimic. Ce alb. Vezi? Mai, nu știu, mie m-a fost foarte, nu m-am gândit să-ți spun că merge treaba așa bine. Da, mă bucur. Numai și acum arată rezultatul, te rog, acolo câtă ușă. Să vă arat câtă ușă mea. Că mai încape o persoană cu mine. Ia uitați-vă. Nu o să mai vorb. Nu mi-a plăcut, dar n-am avut timp să o schimb. Trage scaunul. Mai încape unul cu mine. Deci asta a fost mulată. Asta a fost cât aici... Da. Să vede, n-am mai avut timp să mă schimb. Și câte kilograme ai slăbit? 15? Nu, 17. 17? Da, am avut aproape 100. Ok. 99, deci am fost o doamnă aproape 100%. Mai pe acolo. Deci am fost o doamnă 100%. Da, da. Acum am mai scăzut din... Eu spun și chilele câte am eu acum. 93. Doamne ferește să mai... Să mai ajung 100%. Simite că v-am spus când am venit la voi, că-s mai grea ca bunica, să ies minte în iarnă. Nu știu cât ai avut tu. 99 am avut. Da, 99! Aici la cuptorul ăsta, așa vine de numai la mine la spate. Aparatul. Da. Okay. Plec de aici. De la aer condiționat. Da. Deci pe cine interesează, poate să caute să se informeze. Eu nu fac reclamă la nimica, că noi nu avem nimic de aici. La mine asta a funcționat. Momentan. Mulțumesc. Nu mă gândesc. Ia întreabă dacă n-am băgat nimic în gură de la noi, de atâta timp. A, de la patiserie. Nu. Ce fai aici? Și nici acasă. Bravo. Nu mai am problemă cu treabă cu dulcele. N-am crezut că o să pot, serios. Mie îmi trebuie așa din când în când. Nu mai simt. Dacă îmi pune cineva zahăr în cafea din greșeală, nu o pot bea. Ok. Deci îți dai seama ce m-am obișnuit. Ține mult de voința omului. Nu. De voință ține mult, de ambiție, da. De... Și înainte de ce n-am putut? N-ai avut voință, ambiție. N-ai fost 100%. Nu m-am putut să rețele care să rupe apac. N-ai fost doamnă 100%. Da. Nu rămâneau semințe atunci, nu rămâneau. Erau curate, tăvile. Ambiția mult face. Deci, eu am peste 15 ani de când am diabet. Eu n-am mâncat ciocolată până acum anul trecut. Ciocolată, dar restul, nici bomboană, nici prăjituri, nici sucuri, nimic, nici în zi de astăzi. Dar ciocolată de ce? De când am început cu insulina, câteodată îmi scade, așa de tare că de-abia puc să mânc și o felie de ciocolată, o coțcă. Din aia neamnă. Da, 99% sau 98%. Da, mi-o plăcea și mie. Aia cu cacao multă, amărui așa. Nu pot să mânc. Și mai are și gust de portocală, știi ce mai are? Alea de la Lind? Da. Vezi că știu. De la Lind sau de la Moser, parcă, nu? Da. Moser are foarte bun. Vrei să-ți adu? Nu, mulțumesc. Păi acum mâncăm, acum să odihnește aluatul și după aia îl umplem și după aia pe aburi imediat e gata, 10 minute. Andrei, îmi servește o jumărică, că noi am servit. Nu, că am mâncat cu tare ce pește. Am mâncat pește, mi-a săturat. Fiți sănătoși și noi am mâncat. Da, pun un pic pe pauză. Dacă vă uitați... Merg fetele acasă. Da. Cu pachet. Mai înainte am făcut o poză foarte faină. O să vedeți, o să o pun pe ecran. Vă mulțumim, fetele, că ați venit la noi. Sper să nu vă pară, să nu vă pică o par în cap. Sunt mari.
Dar uite, vezi că este care și să strecăm pomul. Da, uite, așa, dacă ai putea să-i dai la Eva și la Mari. Care? Uite, astea așa de aici, no, Mari. No, no. Păi cum să le iau? Bunică, că la Eva e dat Uria, Mari. Da, sigur. Mari nu consumă. Da. Păi i-am dat. Uite, mai este aici, da, Eva, dacă mai vrei. Mulțumesc, Daci, Daci, mulțumesc. Ajungem, ajungem. Ia, voi. Uite, și asta e fain. Pune în galelalte. Bun. Hai că ne ajungem într-un da. No, bun. Mulțumim frumos de ajut. Cu plăcere. Nu, întotdeauna ne place la dacă nu, ne vedem mâine. Ne vedem o săptămână. Acum văd. Acum deci văd și eu, m-a speriat. Eu nu-s dat apă. Eu dacă nu am uitat. Dau fiecare ai, seară... Dacă mă-i dai apă, cum imediat? Da. Natalia, mai fac așa. Da, Natalia. Da, să o filește. Da. Nu, nu să o las așa frunzele. Da. La lămâiul meu mere bine, uite, la scundă soare. Și mere bine. Are frunză noi. La capitoare când venim o să vedem Leandru cum evoluează, da. Să vedem. No, ceau, fetele. Ceau, ceau. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 13 august 2024. Să fim prieteni cu Dumnezeu. Dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale, atunci te voi cunoaște. Exodul, capitolul 33, versetul 13. Astăzi ne vom uita și vom încerca să învățăm câteva lucruri din discuția prietenoasă a lui Moise cu Dumnezeu. Moise a spus, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Moise se afla în mijlocul unei crize naționale, care putea pune capăt relației lui Israel cu Dumnezeu. Și cum se roagă el? Moise nu spune, Doamne, sunt într-o situație dificilă, trebuie să rezolv situația asta pentru mine. Nu, ci el îi cere Domnului, învață-mă căile tale ca să te cunosc. Moise voia mai mult decât doar să cunoască lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Inima lui tângea să cunoască inima lui Dumnezeu și ce o face să funcționeze. Căile tainice ale lui Dumnezeu. Să-l cunosc include toate celelalte lucruri pe care Moise le-ar putea căuta vreodată, inclusiv soluția la problema sa. Iar Dumnezeu i-a dat ce a cerut. Și citim acest lucru, de exemplu, în Psalmul 103, versetul 7. El și-a arătat căile sale lui Moise. Am încheiat citatul. Ba mai mult, Dumnezeu i-a spus, în Exodul 33, versetul 14, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Acel cu tine în ebraică este la singular. Dumnezeu a promis că îl va însoți pe Moise și îi va da odihnă. Oricine altcineva ar fi acceptat cu plăcere, nu și Moise. Rugăciunea lui era mai mare decât propriile sale îngrijorări. Și el spune, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Exodul 33, versetul 15. Cu alte cuvinte, Doamne, nu pentru mine mă rog, ci pentru popor. Și Dumnezeu a răspuns la această rugăciune. Cum sunt rugăciunile tale? Sunt ele mai mari decât tine și decât nevoile tale? Biblia spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Ioan 3, versetul 16. Tu iubești oamenii? Te rogi pentru orașul tău, pentru națiunea ta, pentru lume? De ce? Păi gândește-te că Dumnezeu te-a chemat la asta și trebuie să o faci. De cei mai mari evangheliști pe care lumea a cunoscut a fost cu siguranță Billy Graham. El a fost intervievat și în direct i s-a pus următoarea întrebare. Domnule Billy Graham, cum ați vrea să fiți cunoscut după ce veți muri? Ca cel mai mare evanghelist al tuturor timpurilor, ca reverend, doctor, în teologie, cum ați vrea să fiți cunoscut? Și el, când a auzit întrebarea, s-a izbucnit în lacrimi și a spus atât. Mi-aș dori ca în ziua judecății Dumnezeu să-mi spună, bine, rob bun și credincios. Dar nu știu dacă îmi va spune așa. Când am auzit răspunsul lui smerit, din partea unui om care a avut un impact extraordinar de mare, un om prin care s-au întors sute de mii de oameni cu fața spre Dumnezeu, un om care a predicat peste 200 de milioane de oameni în timpul vieții lui de evanghelist, mi-am spus, acesta a fost secretul vieții lui. A rămas statornic pe cale, a rămas puternic pe cale până la bătrânețe, pentru că a fost un om care a umblat smerit cu Dumnezeul lui. Și un om smerit
nu poate să cadă în adulter. Un om smerit nu poate să cadă în lăcomie de bani. Un om smerit se ferește de păcatul mândriei. Că ce altă cere Domnul de la tine decât să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Dacă vrem să avem vieți și slujiri longevive, să rămânem statornici pe calea lui Dumnezeu, să umblăm smerit cu Dumnezeul nostru. Pentru că El este acela care înalță pe cel care este smerit și dă har celui smerit. Mi-aduc aminte de un alt om mare al Dumnezeu, pe nume Vasile cel Mare. Omul acesta a fost unul dintre cei mai mari părinți ai bisericii. A fost părinte a bisericii care a apărat cel mai mult divinitatea Duhului Sfânt. A luptat împotriva pneumatomahilor care au vorbit împotriva Duhului Sfânt și a arătat că Duhul Sfânt e o persoană și că e Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Omul acesta a avut un vis și în visul acesta îi se arăta tot pământul plin de curse. N-aveai unde să pui piciorul și să nu fii prins de curse. Și s-a uitat spre Dumnezeu și a zis: Doamne, cum poate să trăiască un creștin în lumea asta și să nu fie prins de vreo cursă? Și răspunsul a venit instantaneu: smerenie. Smerenie. Dumnezeu umblă cu cei care sunt smeriți. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să umblăm smerit cu Dumnezeul nostru, ca El la vremea potrivită să ne înalțe. Zac Bunan spunea: dorința de a avea o slujire mare te va distruge. Nu-ți dori o slujire mare. Dacă Dumnezeu vrea să dea o slujire mare și sunt oameni pe care Dumnezeu alege în suveranitatea Lui, lasă să te ridice Dumnezeu pe cale dumnezească, nu da din coate, nu te autopromova de unul singur, lasă-L pe Dumnezeu, pentru că mândria merge înaintea căderii, dar smerenia merge înaintea slavei. Doamne ajută, Doamne de izbânde. Oh.